Suntem statut. Da. Deci, domnul consilier, având în vedere ultima zi din lună, așa cum a luat la cunoștință, a fost convocat conform dispoziției 53 din 23.9.2022. Suntem statutari, conform prezenței. Mai este cineva? Doi consilieri s-au anunțat și mi-au dat avizele pentru ordinea de zi și pentru proiecte. Doamna Ceaușu și doamna Cobos Lidia. Așa, drept pentru care vă rog să mi poftiți. Da. Nu se poate acum ședință. Ok. Să-mi dați voie să vă prezint proiect de hotărâri pentru ordinea de zi. Dimineața. După cum urmează, la articolul 1 avem aprobarea proceselor verbale din ședințele 28-7, respectiv 38-2022, ale Consiliului Local al Comunei Scorceni. La articolul 2 avem proiect de hotărâri din aprobare de contări cheltuieli de transport ale personal didactic și nedidactic, auxiliar din cadrul școlii gimnaziale Scorceni pe 1 august 2020, conform anexe, care este parte integrantă la prezenta hotărâri. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind dedicarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Toate aceste... Articolul 3, reprezenta astăzi. Da, mă scuzați, la articolul 3 l-am sărit. Am învățat să deschid ușa. Mai sărit. Deci la articolul 3 avem proiect de hotărâre prin desemnare unui reprezentant al Consiliului Local Scorceni, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Scorceni pentru anul 2023, inițiator, deci așa cum am menționat mai înainte, toate proiectele de hotărâre sunt inițiate de domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 5 avem proiect de hotărâre prin vânzarea prin stație publică cu strigare. Data trecută am aprobat raportul de evaluare. Acum aprobăm prin hotărâre vânzarea prin licitație cu procedurile care sunt prevăzute de lege. Așa, mijloace de transport aflate în patrimoniul Comunei Scorceni, buldozer JPB3CXT, tractor cu 650 plus remorca 5 tone. La articolul 6 avem întrebări, interpelări, informări ale primarului și consilierilor locali. Mai vreau să fac o mențiune, având în vedere că a fost primit pe ultima 100 de metri, trebuie să introducem peste ordinea de zi, în conformitate cu prevederile articolului 135, alineatul 8 din 57-2019, privind codul anului, modificări și completări ulterioare, completarea ordinei de zi, din data 30 ianuarie 2022, următoarele două proiecte de hotărâri, care nu mai pot fi amânate până la următoarea ședință. Drept urmare, urmează un alt proiect de hotărâri privind ridicarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. La primul proiect au fost inițiate aceste proiecte în baza unor sume de bani primite pe drumuri. Acum a venit altă adresă. Dacă e nevoie, le avem aici. Sunt cu recensământul care trebuie trecute prin Consiliul Local, aprobate și rezolvate conform ANAF-ului. La articolul 2 avem iarăși probleme cu drumurile. Ele au fost, așa cum este știut, publicate prin monitor oficial 3500 bis din 2002. Aveau o suprafață. Acum ne trebuie pentru conducte de apă. Așa, însușirea suprafeței actualizate de 8.197 pentru drumul comunal poziția 36, suprafața actualizată de 13.320 al drumurilor comunale la poziția 15 din inventarul public al Comunii Scorceni de Zbacău, așa cum am menționat, publicate în monitor oficial 305 bis din 9.5.2002. Aceste măsurători sunt necesare pentru a putea fi întabulate. Pentru că una s-a măsurat în 2002, nu știu cum, dar acum, având în vedere noile măsurători, GPS, nu știu, nu mă pricep, au venit măsurători care sunt făcute de firme autorizate și actualizate.
Deci, domnule președinte, vă rog să puneți să facă la vot ordinea de zi și dacă sunt de acord și cu proiectul de hotărâre de vin. Cine este de acord cu ordinea de zi plus suplimentarea ordinei de zi? Deci, Începem cu ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal al ședințelor din data 28-7-2022 și 31-8-2022 de Consiliul Local Scorțeni. Dacă sunt întrebări, dacă nu, cine este pentru? Împotriva, abținere. Articolul 2, proiect de hotărâre privat privind aprobarea de contări cheltuielilor de transport a personalului de la școala Scorțeni. Întrebări? Cine este pentru? Tot. La punctul 3 avem proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant din Consiliul Local Scorțeni, care a prezentat la școala gimnazială Scorțeni pe anul 2022-2023. Până acum l-am avut pe domnul Paul Adrian în anii trecuți. Dacă sunteți de acord, eu aș propune să rămână dânsă. Dacă domnul Falcău e de acord. Domnul Falcău? Domnul Falcău, având vedere că mă obișnuiți, rămâne. Dacă sunteți dumneavoastră de acord, domnul consilier, supunem la voi. Da, dacă s-o obișnui cu scaunul. Dar nu putem schimba. Am uitat să menționez, mă scuzați că intervin în privință, domnul primar, săptămâna asta este și a fost convocat începând de luni până astăzi. Azi se încheie cursurile sub tutela Ministerului, Administrației Șentenilor și a Prefecturii Bacău, cursuri pentru situații de urgență, care am înțeles că se impun o groază de probleme care trebuie urmărite și văzute în perioada de timp după situațiile care sunt pe plan internațional. Mai mult de atât nu pot să vă spun. Deci este absent motivat, domnule. Deci ca să fie înțeles de toată lumea că mă mai întreba pe domnul Cipri și ne-a găsit pe domnul primar. Și mi-a explicat, este adresă primită de la prefectură pentru a fi prezent. Deci asta era problema. Vă rog să mă întreb, domnule. Trecem la punctul 4, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. Am să rog pe domnul secretar să ne prezinte un pic aici. Aici ar trebui chemată doamna contabilă ca să înțelegem câteva, ca să nu punem 100 de întrebări, să nu avem cum să-i le punem. Era bine să vină să ne lămurească, că vedem niște cifre. Și la primul proiect și la al doilea proiect de rectificare. Da, eu v-am spus, prima mișcare care au fost făcută, a fost adresă primită cu drumul. Hai cu un microfon, chiar pe aia. Aici vin o parte de intervenție de la drumul. Vă dau la îndemână adresa primită de la situații de urgență cu situațiile care sunt trimise. Vă rog să vă uitați că altceva nu avem, decât banii primiți de trecut și părțin local. Pentru comuna Scorțeni este 1547-14, Bogdănești are fiecare zonă în parte, deci sunt bani care sunt trimiși de la guvern, care trebuie să se pute prin hotărârea Consiliului Local pentru a putea fi pus la treabă banii ăștia. O să nu mi-am întrebat la greu. Da, da, vine o cerut la ridicat pe ce drumuri cheltuim și acolo, o vine și adresa anexă prin spate, care spune cât îți pentru un an, aici, sunt pentru domnul Scorțeni, pentru fiecare sat, să sumă este repartizată. Deci sunt bani care... Bine, doamna contabilă, acum așa. Excelent. Aici, aici, doamna contabilă, v-am chemat să ne lămuriți alea, că avem niște sume aici pe secțiunea funcționarii cu minus cu plus, plus cei 154.000 pentru reparații drumului. Celelalte sume, de unde le-a luat, unde le-a spus? Așa, prima dată, prima rectificare care a venit adresă de la
Finanțe Bacău, prin care a retras 1000 de lei la bunuri și servicii, la școală, la învățământ, dar sunt sume din TVA. Prima rectificare este prima adresă de la Finanțe, cu 1 septembrie. După aceea a venit școala cu un raport de specialitate, prin care a făcut niște viramente interne. Ce aveți dumneavoastră acolo, cu minus, cu plus, sunt niște viramente interne. Lăsați-mă. Prin care ei virează de la un articol la altul. De exemplu, nu le-a ajuns banii la furnituri de birou sau material de curățenie sau energie electrică. Este un virament intern, ceea ce vedeți dumneavoastră pe contul articolul 65. Și se administrează banii ei între... Da, banii au fost dați la început de an în bugetul local. Au fost probabil mai mult pe furnituri sau pe materiale. Acum, prin legea finanțelor 275, au dreptul legal de a-și muta aceste sume de la un articol la altul. A doua rectificare este... De fapt, a treia. Prima e cu sume din TVA, a doua cu diramente, la treia este cu... S-a dat o hotărâre de... a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, Bacău, prin care s-a alocat pentru Comuna Scorțeni o sumă de 154.714. Sunt sume din fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, prevăzute în buget pe anul 2022, în vederea finanțării unor lucrări urgente de reabilitare a unor drumuri comunale, poduri, podețe, care au fost în urma unor comisii de evaluare a pagubelor ca urmare a fenomenelor hidrometeorologice periculoase în perioada 28-10-2022. Cum v-am spus, Scorțeniu a primit 154.714 pe sat Bogdănești, refacere 3,5 km de drum comunal, sat Grigoren, refacere 2,4 km de drum comunal, refacere 0,3 km străzi, pe Scorțeni, refacere 3,3 km drum comunal, iar pe Florești, refacere 1,5 km străzi. A patra rectificare care a venit printr-o hotărâre de guvern, prin care s-au dat bani pentru 27.000 pentru recenzorii de la recensământul populației. Și cam asta este rectificare. Toate cele... Dacă sunt întrebări. Toate 27.000 se regăsesc aici, 19.900 cu 8.000, nu? La... Nu. Sunt pentru altă dispoziție, dar este hotărârea de guvern 1561. Domnul Cic. Ne puteți definitiva chestia asta, că ne-a spus undeva străzi, undeva drum comunal, adică la Florești 2,2 km străzi. 1,5. Așa, eu nu am străzi, exact... Dar n-are locuri să intru drum comunal. Ce înseamnă străzi în Florești sau la locație? Păi, cei de la comisii, de la prefectură, când s-au făcut comisii, au mers pe teren, am mers cu persoana de la SBSU, de la situații de urgență, mergeți la dânsul, vă interesați. Și vă spune exact unde au fost afectate drumurile, străzi, tot ce este prevăzut. Eu ca contabil nu am mers pe teren. Eu doar am primit suma. Atât. Am înțeles, dar este comisie făcută. Mergeți și vă interesați. Comisia respectivă cine face? Probabil că drum comunal e și cel care duce din capătul satului spre terenurile agricole, drum comunal și la străzi probabil ulițele din Florești. Intrările care au fost. Sunt și în celelalte localități. Sunt străzi și drum comunal. Asta nu înțeleg. Adică, unde e strada probabil și unde e drumul comunal? Drumul comunal e în afara satului. Păi unde e în afara satului în Florești? În Bogdănești. Aici, în Florești, nu ai drum comunal, decât străzi. Străzi. Da.
străzi uliți. Așa este hotărârea comitetului pentru situații de urgență, a fost dat. Persoana care se ocupă cu el știe, el a fost pe teren cu comisia, vă poate explica și vă spune exact lucrurile care au fost afectate. Din comisia respectivă ce cine face parte? Nu. Nu este treaba mea. Întrebați-vă de domnul primar, el știe... Domnul secretar, știți cum... Deci s-a făcut verificarea în teren de cinci la Comisia Prefectură ISU Bacău. De-abia atunci putem vedea procese verbale constatate și avizate de Prefectura Bacău și de Consiliu. Eu nu pot să vă spun înainte când se face concretizarea în teren. Îi sunt procesele verbale care? Domnul Cicu a întrebat cine face parte din cine deci, cu parte din primărie. Păi trebuie să aprobăm întâi banii și să vedem cum facem. Nu, din primărie. Doar Bogdan a fost cu cei de la, de la prefectură. Cine a fost la prefectură, chiar lume. Nu, din comisia de la noi. Pentru doar Bogdan e dat situații de urgență. Bogdan e reprezentatul primărie. Am să mergem acolo și să vedem cu domnul primar. Nu putem așa pe Bogdan? Da, corect, că nu putem noi să... Domnul, ce o să vă spun? Dar noi nu e aici, plecat. Da, ce vreau să vă mai întreb, la a doua rectificare, aici a scris unii defalcate din TVA pentru echilibrare, aia 26 de mii. Nu zici da. Pentru plata recenzorilor sau pentru recenzare sau pentru cine? Nu, este hotărârea de guvern care s-a dat și este specificat. Sunt sume din TVA pentru echilibrare, dar specificat pentru plata recenzorilor. Sunt cu destinații speciale. Nu știu exact pentru... Dacă e fondul din fața... Întrebări, dacă mai am și o întrebare. Domnul pentru investiții nu avem nicio sumă, rectificare? Nu. O situație direct trimisă pentru situații de urgență și astea care au venit care verifică doamna comisar. Adică, nu știu, la rectificare mă gândeam că sunt numai funcționari și modernizare drumuri sau... Păi nu, dar sunt, dacă cauți și pe internet, găsești hotărârile de guvern și este specificat exact ce destinație au acest bani. Nu mă refer la bani, mă refer la tot bugetul local. Din buget nu avem sume pentru investiții. Păi sume pentru investiții ce au fost puși la începutul anului, bugetul inițial. O altă rectificare nu a fost făcută. Nu s-a dat prin nicio hotărâre de guvern. Nu a mai primit niciun leu. Mă gândeam că acum, la momentul ăsta, se poate să mai... Și noi n-avem. Noi n-avem ca primării bani pentru investiții, n-avem, nu? Când ați aprobat bugetul local la început de an, au fost bani puși pentru investiții. Bă, da, spus bani. Și n-ați vorbit, este din investiții, este buget. În afară de aia, dacă se făcea rectificare, dacă se mai primea. Nu s-a mai primit nicio parte. Cât primim, oricum, tot cu hotărârea Consiliului Local. Deci, e făcut o altă rectificare. Rectificarea este concepută de dumneavoastră și domnul primar. Cred. Nu împreună, cred că ați făcut rectificare. Adică, nu? Ați sumele de bani care sunt... Sumele de bani care prim, prin hotărâri de guvern, prin ordonanțe de urgență, este... Eu fac raportul de specialitate, pentru că sunt în măsură, da. Dar când banii ăștia au venit cu destinație specială, ăștia nu-i poți muta cum vrei tu. Ei sunt veniți cu destinație specială, se pun exact pe obiectivele pe care au venit. Când se dă bani de la guvern pentru sume din TVA sau, eu știu, pentru alte priorități, pentru secțiunea de funcționare, pentru investiții, atunci discut cu domnul primar, vedem unde avem nevoie de pus la facturi și sunt restante. Sunt o grămadă de grăți care avem restante și așteptăm să se pun pe priorități. Am înțeles. N-am văzut la culte aici. Am înțeles că s-a solicitat la începutul anului și a spus la rectificarea bugetară o să pună o sumă pentru culte. Știți ceva? Aveți idei? A fost solicitat? Solicitări sunt. Dar nu am bani de unde la culte. Am înțeles. Nu, întrebam pentru că știu că la începutul anului când s-a făcut bugetul, am spus că la rectificarea bugetară atunci o să... Și chiar dacă o să fie rectificare și Florești și Scorțeni, sumele primite, atunci o să vedem cu domnul primar prioritățile, pentru că nu pot să dau la culte și eu să nu pot achita facturile. Deci, trebuie discutată problema asta, se asigură secțiunea de funcționare, se asigură secțiunea de dezvoltare, investițiile care sunt în curs și ce rămâne
o întrebare suplimentară, dacă tot suplimentează vorbești. Banii 5 miliarde care au fost dați din buget pentru grădinițe, au revenit în buget înapoi de la... Anul trecut am pus din bugetul local pentru grădinițe, prin cercurile de rambursare care au fost depuse pe cor, banii au revenit în bugetul local. Anul ăsta nu am mai pus niciun leu din bugetul local, am primit bani de la cor și am plătit facturile. Am înțeles, da. Știam că era o sumă de bani care au fost... Este finanțarea bugetului local la grădiniță. Nu e finanțată grădinița 100%. Păi da, știu, e o cofinanțare. Din fonduri europene. 10%, nu? Sau... Era 2%. 2%? 2%, da. Nu știu. Valoare. Da, asta am vrut să întreb. Acum sunt întrebări, sunt prea cine este pe da, păi și... Deci, pentru rectificare, pentru amândouă am votat, da? Pentru amândouă, că tot am discutat. Pentru amândouă, ca să nu mai vină. Pentru că au venit adresele de la finanțe pe rând, nu au venit toate date. A trebuit să facem rectificarea pentru că este sfârșit de trimestru și trebuiau aprobați banii în buget. Mulțumim, doamna contabilă. De ce? Eu sunt de acord? Da, toată lumea de acord. Sunteți de mulțumim. La articolul 5 avem proiect de hotărâre privind utilizarea prin licitație publică și privarea mijloacelor de transport aflate în patrimoniul comunei Scoțeni, respectiv pulul, excavator, tractor și remor. Aici tot spui domnul să las să ne explice un pic. Problema este că, așa cum v-am arătat și în documentația înaintată, data trecută s-a aprobat evaluarea și acum să aprobăm pe licitații să pornim treaba. Licitația va avea loc. Păi să aprobăm, da, spune, stați ca să vă explic. Deci eu v-am înaintat dumneavoastră... Aprobarea spre vânzarea din licitație. Da. Urmează să stabilim data, comisia, tot ce trebuie. Am înțeles. Dar va avea loc pe strigare sau cu... Păi, da, așa am stabilit. Data trecută și acum o să vedem dumneavoastră. Că eu ce am citit ce mi s-a e-mail, acolo scrie cu depunere cei care la ultimul proiect cu strigare de transport. Cu strigarea, așa am stabilit data trecută, așa a rămas stabilit. Scrie cu ofertanții, vă depun în plic, două plicuri și așa mai departe. Pentru evaluare. Pentru că trebuie să niște condiții de evaluare. Sigur, trebuie să vedem că avem niște societăți eligibile, adică vine unul în stare, să niște condiții. Asta o să stabilim prin dispoziții comisia de licitație și comisia de evaluare. Deci e o procedură, acum și domnul coleg Rotariu, e o chestie, dacă va fi nevoie, o să cerem și sprijinul pentru mai multă practică judiciară. Da? Sunteți de acord și eu aș fi de acord și vă rog și să menționez aici că l-aș copta și pe domnul Rotariu pentru a fi mai multă transparență din partea Consiliului Local, toată treaba asta. Eu vă pot ajuta cu suportul tehnic, ca să zic așa, juridic. Da. Prin prezență fizică este greu să vin, pentru că serviciul nu permite să... Eu, dar adică, domne, cerem sprijin la niște colegi care lucrează și în domeniu. Adică a implicat direct cu toată procedura. Noi am făcut proiectul de sarcini confruntat cu prevederile legale și atunci când se va stabili data cu comisia de licitații, să vedem perioada, sunt mai multe situații. Comisiei vreau să fac parte. Am vorbit și cu domnul. Dar mi se pare că sunteți prins în proiectul care îl avem. Da, mi se pare că sunteți chiar prins. Ideea este să fie cât mai transparent, să nu fie probleme. Păi tocmai de asta și vreau acum întreg aici. Populației să zică că s-a făcut manevre și mânării în primărie. Și nu asta vreau. Dar așa se face, cu manevre și mânării? Omul așa vorbește. Omul vorbește mult, dar nu știu să fie cât mai transparent. Oamenii vorbesc foarte mult, dar nu se stare să facă multe. Să fie cât mai transparent, dar să nu fie nicio discuție. Dar e cu strigare, cu suma crește de la suma de pe fără. Bine, asta e nu de bine. Este stabilit în raport și acolo suma crește, nu dacă. Acum... O să fiți în comisie și din partea noastră, o să fiți și un consultant care este pe probleme genul ăsta, mai bine sprijinul logistic, cum zice domnul Rotariu, o să fiți dumneavoastră și atunci să pot discuta problemele. Comisia se poate face mai mult, domnul Cipriu. Aș vrea să
spun și eu ceva de creditor la proiectul acesta cu licitația. Eu la primul proiect, când a fost aprobat, pentru spre vânzare, m-am abținut. Da. Țin să menționez că și de această dată mă voi abține, pentru că e normal. Prima oară m-am abținut să nu se dea, adică datorită prețului, ceea ce m-am abținut eu din cauza prețului. La acest proiect, la fel, o să mă abțin, ca să justific răspunsul care o să vi-l dau. Am înțeles. Dacă mai sunt. Ba, dar mai am o întrebare eu. Domnul secretar, avem aici la articol numărul 5, alineatul 1. Aprobarea contravalorii caietului de sarcini. Regulament 50 de lei. În garanție de participare. În procent de 10% din prețul de pornire conform anexei numărul. Spune aici, din taxa de participare se acoperă costul lucrărilor, lucrărilor de organizare și desfășurare a licitației și anunțurile publice. Suma de 10% acoperă taxa de participare și acoperă costurile de organizare licitației. Așa este, de 50 de lei. Dar văd aici că... Nu e 50 de lei, garanție. Am înțeles, am taxa de participare, dar în procent 10% din prețul de pornire conform anexii. Mă gândesc că taxa de 10% la prețul de pornire e mare, adică e o sumă mare. Cineva care pune o... pune 10% garanția, pune 10% în... 210 euro, la bodo, de exemplu. Păi trebuie să aibă intenția, adică unii bani ăștia să fie sigur participă. Păi da, de participă, participă, dar suma asta de 10%... Se recuperează dacă nu ați... Păi asta mă uit, mai jos vă descrie. Din taxa de participare se acoperă costul lucrărilor de organizare și desfășurare licitației. Din aia de 50 de lei. Din aia de 50 de lei. Din taxa de 10% din valoare este garanția care dacă nu ați judecă bunul, se restituie. Ăla care ați judecă bunul plătește 90%. La era legat aici un pic treaba asta cu 10% și mă gândesc cu 10% 500 milioane sau 50 milioane, adică poți să te 50 milioane pentru contul. Nu, 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 garanții 258 de euro, 10%, 2580 de euro pe total, valoarea total. De aproximații, 1200 lei cu aproximații, îi virează în caserii, garanții. Cum adică 2580 de euro? Păi valoarea... valoarea utilajului. Nu, mă refer la total. Per total, e 2100, da? Escavatorul, 240 tractorul, 240 remorc. Așa e băgat aici, la echivalent. Da, 2100 de lei. 484. Per total, da. Îi vine... 10%. Eu, da, da. 2500. 10% din 2100. 2580 vine valoarea totală. Ce e interesant, poți să gândesc să participi doar pentru buldo sau doar pentru remorc sau doar pentru tractor. Nu e neapărat nevoie să le iei în grup. Da, nu știu dacă... Nu știu dacă sunt percepute separat, da, 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 separat, 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 fiecare bun în parte. Dar după că ele sunt... Unul are nevoie de tractor, unul are de remorc, unul are nevoie de bolul. Astea separat. Participă, adică au valoare separată fiecare, nu se pare... În funcție de valoare, vedeți că este și o valoare pe aici care vi l-am dat de sarcin cu regulamentul, cu tot ce-i trecut acolo. De asta am zis că, mai vedem pe traseu să vedem cum facem comisiile, cum... Comisia, am înțeles că o stabilește domnul primar din dispoziții, nu? Da, dar eu nu, chiar acum am luat notă că domnul Bieta vrea să iei, îl contăm și pe domnul Rotariu să vedem neată. Mă avem un consultant de la Bacov, o altă firmă care vă zic, domnule, mă implic și eu în toată treaba, să fie transparent. Aici este tot treaba, să fie transparent. Ceea ce trebuie să modificați dumneavoastră ca și valori în proiectul acesta în care este, probabil și cel din urmă este cifrat la fel, e valoarea echivalentului în euro. Adică remorca e 1200 de lei, echivalent 240 de euro. Tractorul 2500 de lei, echivalent tot 240 de euro. Noi am luat o fost raport de evaluare care este aprobat de Consiliul Local. Noi nu mai putem modifica raportul de evaluare. Da, echivalentul, adică... Acum, când o să fie problema, dacă da, să ridicați problema, faci o... Dacă faci conversia aici, adică la suma de 12 milioane cu 2500, că nu e ok aici. Da. 25 de milioane și tot 240 de euro, 12 milioane și tot 240 de euro. O să vedem cum face calculele când îți face pe dispoziție. E greșeală. Nu știu dacă e o greșeală, pentru că evaluatorul cunoaște valoarea la timpul respectiv, o găsi cursul valutar care a fost la timpul respectiv. De aceea sunt aia. Eu mă gândesc că e în proiectul ăsta. Dar nu știu de evaluatorul. Eu poate așa trec în proiectul. Echivalentul care este în proiectul ăsta. Dar nu, evaluatorul. E greșeală. 400 de euro, pe care era aproape. Păi, dar noi 240, e greșit. O să vedem, o să trec aici. 500 de euro. Dar era
Tura trecută 500 de euro. Aici s-a greșit la 240 de euro. S-a tras. Nu radical, vreau să văd cum rezolvă. Sau de redactare, nu știu. Să vedem cum... Dar sunt modificați, că adică sunt cum înseamnă să modificați. Nu trebuie la cineva să spuneți că ați aprobat proiectul așa, cu suma respectivă și face o parte de stație. Eroare de calcul la, ca să trec aici să fac modificări care... 500 de euro, garanție, 50 de euro, nu? Da. La 2500 de lei, la echivalentul... Nu-i 24. E la tractor, la tractor. La tractor este greșeală. La tractor este greșeală. 240 de euro și 500 de normal ar veni făcând la cursul... Remorca ca și pus doi bine. Da. Privind însușirea suprafeței actualizate de 8.197 metri pătrați pentru drumul comunal poziția 33 și suprafața actualizată de 13.320 metri pătrați a drumului comunal poziția 15 din inventarul, din inventarul domeniului public al Comunei Sforțeni. Aici aveți și documentația, adică în afară de ce am primit noi pe mail. Este o documentație, da. Noi avem, chiar de sunat cu domnul președinte înainte, dacă ar fi, aș vrea să mă uși un pic. Da, eu vă dau... Îți factori tehnici, dar... Spuneți-mă rog. Poftiți! După ce dăm bătălile astea, se intabulează drumul. Da. Asta e scopul. Da. Știți de ce? Pentru că, discutam domnul președinte mai devreme, pentru că, așa cum au fost ele trecute în domeniul public al... Apare o diferență. Deci, în 9 mai 2022, la poziția 15 era suprafața 500 ori 5, era 2500 metri pătrați. Aici, în partea asta, la altă, aveam 900 cu 5. Deci, diferențele făcute în urma care le-am dat documentația la domnul consilier, deci s-au găsit alte suprafețe, sunt alte măsurători. E o diferență de vreo 5000 metri pătrați care au fost actualizate și trebuie intabulate, da, pentru... Terenul, în fapt, tot acolo. Tot, da, da, da. Măsurătorii au fost făcute, da, la o vreme. În sine, proiectul... Pentru fiecare l-ați făcut, le-ați fost cum arăt. Da, stai așa un pic. N-am fost pe fiecare parte, pentru că așa l-am primit. Nu ăla, nu zice, zice de suplimentarea proiectului. Vezi că este pe masă. L-am lăsat pentru fiecare. L-am lăsat pe masă. Vezi că sunt pentru fiecare. L-am pus pe masă cu suplimentarea proiectului. Sunteți de acord, domnul? Da, eu nu am zis, cred. Am dat. Da, ați dat votul. Sănătate să veniți. Da? Se vede că este de care nu spune. Da, sigur, drumul ăla care e de la... Da, la este, a fost la fier. Este, auzi, ăla e dat fraserul? Nenea, îl aveți așa acolo? Da, da, da. Trebuie să o ajungem pe doamna de la... Dar ce să dăm în moment ce este în momentul de lucru? Să se tabulă și să se toată lumea și să se tabulă. Dar de ce fază să dăm în conștient? Ăsta e drumul de ăla. Se ce prolapa care? Ce societate? Pentru că E grajdul de la Vali, mă, da? Da, ele sunt date, știi, pe monitor, că nu mă pot duce la... Asta îl asfaltează. V-am întrebat. Nu, dar nu am zis, doamna, că... Deci, de la Pavel Petru Emin până la Aducțiunea cu apă. Așa.
ceea ce a fost publicat, a fost publicat în 9.05.2002, da? Adică, acum 10 ani. De atunci nu s-au mai măsurat drumurile sau cum? Asta, eu asta nu înțeleg. Pentru că eu știu că tot au fost pe drumuri, cu măsurători, cu intrați. Adică, la începutul proiectului de apă. Pentru că și aceasta e făcut de câțiva ani buni. Noi ne rezim, practic, după 3-4 ani, că de fapt... Proiectul de apă ăsta cu înțeparea în magistrală, anul trecut a început. Da, nu e o treabă veche. Nu e proiectul ăsta veche care ziceam că compara la cimitir la deal ăsta. Când se începe un proiect, prima oară ce se face? Se face studiul de fezabilitate? Se face. Se fac măsurători? Se domnul Cipă, eu vreau să vă spun că dosarul este foarte greu să lucrează pe mai multe compartimente de atunci în domeniul public, de a scoate din domeniul public, că acum colegul meu care e jurist, știi ce înseamnă ca să scoți din domeniul public. Nu, dar vă spun ca să știți, nu poți să treci cu o conductă nici pe terenul tău, nici pe persoană. Acum li s-a cerut, eu așa zic, acum s-a cerut măsurătoarea drumului, nu a fost, el a fost aici. Și mai este o problemă. Când predai amplasamentul tu ca beneficiar, trebuie să predai terenul liber de sarcini. Și ca să predai terenul liber de sarcini, trebuie să ai tabulare, pentru că sarcinile care se înregistrează, se înregistrează în cartea funciară. Corect. Când începe un proiect, proiectul nu-l face nimeni din primărie. Da? Avem atâtea firme la care plătim consultanță și se ocupă de hărțogărare. Vine la primărie și își cere aia. Îți cere măsurători care se facă... Păi și-am cerut asta. Bun. Proiectul e început, nu e un an, nu-s vreo 2 ani. Sau cât îți din trecut. Noi acum deja ne-am trezit. De ce au cerut? Că nu bat suprafețele. Suprafața măsurată cu suprafața ce am avut-o noi. Ei, din momentul acesta, ce se întâmplă? Trebuie iar publicat în monitor oficial, trebuie iar actualizate documentele, pentru că deja dacă ei au început și au făcut documentații și studii pe proiectul respectiv, de suprafața respectivă, trebuie luat de la capăt. Alți un an, doi, trei, patru, pierduri. Ce putem face? Nu putem face nimic, da? Spunem nou că nu mai trebuie să-i tabulăm terenul ăla? Nu. Nu sunteți de acord? Nu vreau că suntem de acord. E o procedură care, practic, îndesnește ceea ce trebuie să se facă. Ideea este că se lungește chestia, că s-a făcut odată o măsurătoare și au dat niște suprafețe și acum să cerem altă măsurătoare pentru că sunt suprafeții diferite. Nu știi exact traseul care este. Asta cere. Băi, spuneți-mi pe unde, care e terenul vostru? Nu știe unde traseul, dar cine se spune, cine se spune din primărie unde e terenul, că e aici sau că e aici? Nu poate nimeni să-i spune. Trebuie tabulată, vine cu GPS-ul, stabilește traseul, eu pus țăruș și omul s-a făcut excavat și bag conducta. E simplu. Nu e vorba că nu știe nimeni. N-ai cum să nu știe. Nu știe. Există aparat de specialitate. Dacă nu-i spune nimeni, nu știe. Dacă aveți un teren și nu este măsurat, da? Aveți titlul de proprietate, eu sunteți proprietar, dar nu este intabulat, nu știți exact unde se face. Nu aveți unde să știți. Eu aici nu vorbim de terenul agricol. Noi luăm drum. Eu iau harta aia lui domnul secretar, ne punem aici, o desfacem și ne uităm toți pe drum și să zicem așa, o vine cu măsurătorii, da? Cei de la Toposistem sau de la ce firmă o fi, da? Vin cu măsurătorii. O măsurat. Ei când s-o vine cu măsurătoare, exact ca și la un proiect de casă, autorizație. Îți se încadrează exact ce a fost pe harta respectivă, automat. Ei, și tu când ai pus stânga cu dreapta sau suprapui pe geam, nu știu, ca să vezi, nu vezi că nu e o bucată de nu știu cât, 11.000 de metri și... Nu e vorba de 100 de metri, e 11.000 de metri și cu 8.000 de metri. Nu e 11.000, e vorba de diferență dintre 8, la 8.000 la 13.000, 5.000. Nu. Mai citim o dată proiectul și ne vedem. Credeți că are importanță diferența de suprafață? Are importanță, are importanță pentru că noi acum practic am pierdut o bucată bună de vreme în care nu am făcut nimic. O luăm iar de la zero. Pentru că noi, vreau să vă zic, nu e diferența de la 8.000 la 13.000. E diferența de la, e o bucată de 8.197 de metri. Pe parcela 33, poziția 33, și mai este o bucată de 13.000 de metri pe poziția 15, adică două... În două drumuri, care dintre scoțile și apoi, și trebuie intabulate ca să... Asta vreau să zic, că nu e 100 de metri, sunt 13.000 de metri cu 8.000 de metri. Drumul are 2 km, ori 20 cm. Când am predat drumul... Greșit sau când, dacă nu măsura pe GPS prima oară și măsura cu ruleta, e normal să există diferență la atât kilometri de drum. A apărut un... A apărut diferență și așa să înțelegeți. A apărut diferență. Așa a apărut.
Noi trebuie să aprobăm ca să ne tabuleze, să apucim, să termini dosarul. Ah, pe trebuia să... Nu-i vorba din ea. Drumurile astea sau trebuia să fie asfaltate de acum 20 de ani, cu toți suntem de acord. Da? Nu e vorba de asta. Doar că, fiind o diferență mare... Costul din tabulare cine nu se poate? E mai cine să se poate. Nu? Pe drumul nu. Intabulări s-au făcut la drumuri, nu o da. Nici, cred că și oamenii din sat știu... Domnul Cipă, dacă se făceau intabulări la drum, poate nu știu diferența dintre intabulare și măsurătoare. Dacă se făceau intabulare la drum, tu erai intabulat și nu mai măsura nimeni niciodată. Dacă s-au făcut măsurătoare și nu s-o intabulat, nu s-o vezi mai departe documentația să o înregistrezi la oficiul de cadastru, da, și să-i dea extras de cad funcțional cu plan de amplasament, ia uitați-vă acum ceva timp în urmă, atunci, proiectele de hotărâri aprobate și în ceea ce s-au făcut, să vedeți că noi avem deja marea, nu marea majoritate. Care erau aprobate, pe, care erau băgate pentru stradă, pentru asfaltare. Drumul care e intabulat nu mai măsoară nimeni încă o dată. Ba da, ba da. Când te apuci de un alt proiect, îl faci. Nu e de adevărat. Ai coordonate de GPS care sunt stabilite. Ce se mai măsoară? Domnul Rodariu, dacă sunteți pe aia, cine este pe aia? Da. Drumul ăsta este, deci, trebuie, dacă vă uitați un pic din proiectul de hotărâre, este venit de la instituția prefectului, care ați văzut, a fost și cu drumul Dapusteana, după două hotărâri tot l-am dus. Până la urmă a venit cu adresa de la ministerul, faceți proiecte hotărâri și hotărâri privind însușirea noi, suprafeți. Toate suprafețele din domeniul public și din domeniul privat al UAT-ului ar trebui să fie intabulate, pentru ca primăria să cunoască exact ce proprietăți are și unde se întind. Și eventual pentru următoarele investiții. Da? Nu se intabulează din diferite motive, din lipsă de fonduri sau din alte motive. Asta e partea a doua. Asta e de acord. Și ar trebui să ai totul, să fii totul bine la asta. Oricum ar fi chiar dacă sunt întabulate. Când te apuci un proiect de gen, de exemplu, noi acum facem apa, da? Să spunem așa, am făcut apa. După ce am făcut apa, ne apucăm de drumuri. Când te apuci de drumuri, vine iar și să-ți măsoară. Nu, nu ai să-ți măsoare și apa să-ți tabulezi, domnule. Dar tu când l-ai măsurat, atunci când te-ai apucat de asfalt, să zic, da? L-ai măsurat. Ei, și tu dacă nu ai măsurat la fel, o bucată sau te-ai băgat un pic mai încolo. Nu, ce funcționează astăzi, să vă explic. Da, avem drumul, dar vă explic, văd că nu înțelegeți. Ba, avem, nu, drum. Avem drumul care e intabulat, da? Vine traseul de apă, care traseul de apă mușcă un pic din drum. Este normal ca traseul de apă să vină iarăși măsurat, să știi exact unde este traseul de apă. Nu mai măsoară tot drumul, măsoară numai traseul de apă. Eu vă zic, măsoară tot drumul. E, de asta spuneți... Da, întregem la punctul și asta. Azi, sunt dreptate. Degeaba spuneți. Asta aveți dreptate, dar nu înțelegeți diferența dintre intabulări și măsurători. Noi să vă facă. Noi nu las acum că nu înțeleg. Întrebări de telefon, nu? Sau mai aveți altceva suplimentare? Mai venim la suplimentare tot la unii... Nu suplimentare. Mai vreau să nu uit, că de asta mă notasem, la următoarea ședință trebuie să punem un nou președinte, că domnul președinte are... Beța Toni. Ar mai fi doamna Faraon, dar deocamdată... Dar nu, rămâne la sfârșit atunci doamna Faraon, o să meargă lista până la sfârșit. Nu, ca și stabilesc, poate știu cum fac acte, nu știu, s-ar putea să apară una extraordinară, vreau... Cum o zic și Sartinul, zice, apare o rețea de buget rapidă. Trebuie să știu să fac hârtiile repede și ce sunt pe... Beța Toni. Domnul Beța Toni. El urmează la calendar. Da. La interpelări, doar o singură întrebare. Dacă tu? Și domnul nu se poate pune. Pentru domnul secretar. Că nu-i doamna vice aici. Am fi avut și noi. Problema se pune așa. O fost de acord și am vorbit și cu domnul primar și cu doamna vice. În momentul când vedem cu iluminatul stradal, să trimitem unde nu merge și unde îți face oamenii sesizări, fotografii cu numărul de stâlp ca să știm unde să așa. S-o trimis. Am trimis o câteva fotografii cu stâlpi unde nu merge lumea, unde a făcut că nu merge iluminatul public. Nu s-a intervenit. Dar de pe unde ai trimis? Lui doamna Vici. Dar tu crezi că nu știi? I-am trimis lui doamna Vici. Problema este... Economie. Problema este că oamenii zice că nu ne implicăm noi. Și atunci așa să știi că noi am trimis. Dar nu mai depinde de noi. Am venit cu altă propunere și am spus și domnul primar și doamna vice. Odată la 3 săptămâni, la 2 săptămâni, la o lună, a primit-o la iluminatul public pe tot satul,
mergeți cu mașina de intervenții, vedeți unde nu arde becul și îl schimbați. Și asta e o soluție. Că noi anunțăm astăzi că s-o ars un bec în putare, el vine peste două săptămâni, îl schimbă, să arde altul, în altă parte. Nu avem eficiență. Așa ar fi cel mai corect. Să aprindă iluminatul public. Să vină cu mașina de intervenții să schimbe toate becurile care sunt și cu asta basta. Nu bine, dar ideea este că, de exemplu, este să ți ai făcut de mine la un stâlp de 3 luni de zile. Nu știu, așa, eu aș propune odată la 15 ani să facă o adresă către cei care se ocupă de mentenanța luminii. Nu să-i aduci degeaba că îi plătești. La 15 luni se fac o... Dar și primăria se știe exact care spune. Unde că o zi. Nu, nu, dar prinde becul ziua și îl vede pe trăzut. Nu, nu, dar unde domnul Rotareu. Când vezi, dacă nu soarți undeva, nu ești. Și nu trebuie să chem firma neapărat. Pentru făcut și-o zis domnul Rotareu. Eu merge cu mașina primăriei, că avem două mașini a primăriei. Și poate merge vehicule cu... Da, să meargă, să aprinde iluminatul, pleacă, să face... Dar tot aia știu cum să aprinde ziua, știi cum... Deranjul prea mare. Este în cealaltă. Și nu este timp pentru așa. Trebuie să faci economii. Deci... Deci dacă lumea avea economii, tu vei cum practice niște lucruri anunțate. Păi, dar să le monteze, să le stângă la 12 noapte, dacă nu. Dar să fie acolo. Domnul Gheața, este și aici la pod, la Ungureanu, la Bucari, nu e, deși am spus doamna Vigil, acum o două săptămâni, să-i descoperi că după așa încerc. După așa încerc, da? Două săptămâni, după așa încerc, după așa încerc, după așa încerc. Da, da, și tu problema, toate comunele au așa. Și unde suntem gașul, unde suntem gașul, unde suntem gașul. Ce ne încercă la ora 12 pe stradă? Hai să fim serioși. Dar să nu fie urât? Nu, dar să aduci mașina când la ora 8 e... Da, vreau să îi spun un lucru mare, că șanțurile spline de balastru, spline de pământ, să mai intervină pe șanțuri. Da. Îți sunt ufor cu drumul. Cum să facă în alte comunii șanțurile și drumurile, chiar șanțurile, și cosesc zoanele, se cosesc zoanele unii comunii de cei care sunt. Ajutor social, angajați, nu știu. Eu am nu, și eu am ce vreau să fac. Haideți să mergeți în Ardioan, începând din capul Ardioan, până în capătul Ilieștiului, să vedeți că drumurile sunt cosite de ajutor angajați social. Primării și ajutor social. Da. Toate. Și în alte zone. Mergeți peste tot să vedeți că sunt desgan polițiștii locali sau zoanele. Drumurile, șanțurile la drumul principal sunt săpate și făcute din banii primării. Și spuneți dumneavoastră, eu nu la noi nu se poate face șanțul că îi dă amendă omului, trebuie omul amendat, avem utilaje care trebuie pus la treabă, nu îl sunt pus la treabă, adică hai să amendăm omul cu șanțul. Adică în celălalt comun utilajele de servesc cetățenii, oamenii, bineînțeles, nu mai spune că sunt zone unii, nici nu stau nimeni, nici nu sunt locuibili, nici nu sunt oameni în vârstă. Intervine, domnule, cu utilajul și agenda în mână, fiecare drum, fiecare șanț, un estic, nu? Și nu este în... Și eu vreau să vă aduc la cunoștință pe drumul cum coborâm la par. În curtea unui cetățean Cernat Vasilie este un izvor care se varsă tot un drum. Deci drumul este tot timpul numai cu noroi. Da. Omul nu are, posibilitatea să-și facă poate fântână sau să oprească izvorul. Dar deci, poate fi dirijat. Păi, dar bineînțeles. Deci trebuie dirijat cumva apa, făcut în drum. Da, am... Coboară, deci el coboară. Da, cu coborăm aici. Mai la Valea Sorică. Mai la Valea Sorică, deci imediat. Pe stânga nu este șanț și traversează și pe ziua zice să se facă. Să se facă traversat, să facă un șanț betonat acoperit cu ceva, făcut ceva, deci trebuie luat în... Trebuie luat măsuri. Domnul secretar, vă scuzați, și consemnați și acolo oamenii de la ajutor social. Iar trebuie puși la treabă. Iar trebuie puși la treabă lucrul ăsta. N-am nicio nevoie, nu e o sumă mare care li se dă, nu știu cine, dar nici ei nu știu cine îi organizează, cum îi organizează, păi nu știu ce dispoziție este că... Aș dori numai că vorbim și să rămânem cu da sau că am scris sau am notat. Am dat la ședința de azi, efectiv ceea ce a spus fiecare. Cum v-a spus fiecare? Domnul Franz. Vă auziți cu problemele astea cu fiecare interes a becurilor? Dacă cineva trebuie în buțică sau... Cum nu veți adori tot așa?
deci, pune probleme să vedem, am adus problema cu ajutorul social. Șanțurile. Așa, și așa, doamna camera e culminată cu noi, mai e nu așa, economie. Așa, domnul Gantereu spune despre drumurile cu concertul cu oare. Da. Puteți să mai transmiteți domnului primar și doamnei vice de la Crucea, de la noi, de la intersecție, de la Sfânta, avem niște tombeloane care permanent stau bine. Trec ăștia de la... Și eu voiam să zic. Trec băieții de la... Salubritate, de la ăștia care adună. Acele tombeloane niciodată eu nu am văzut să le golească. Acolo se adună selectiv. Dar selectiv înseamnă și pe lângă, și... Când plouă. Eu am mai zis că acele tomberoane trebuie să dispară din acea zonă. Eu nu am nicio putere de să duc la acolo. Selectiv de acolo, de la mine, oricum strâng selectiv. Acolo vine și de la Strugari, vin de oriunde, vin acolo, nu mai plătim. Acele tomberoane trebuie să dispară din acea zonă. La mine e scurte. Și eu vreau să mut tomberoanele din stații de la Corțeni, vreau să le mutăm la monument. Pentru că vin de, la, de pe drum, de pe traseu și undeva unde... Părerea mea, trebuie și pasivate, deci fost tot și colectat selectiv cu mașina Romprestului în alte primării. Cum s-a făcut la Florești la capul de alu, ne-am scos din intersecție și nu mai sunt probleme. Păi, vezi... Domnul Cipri. Și unde le-ați dus, domnul? Vreau să... Unde le-ați dus? Unul a venit la, nu, unul s-a dus la firmă, la societăți, unul la mine, unul la partea cealaltă și atunci așa se termină. Și le scot afară în momentul când se adună. Am vrut să le mut, dar seara când am venit erau iarăși plini. Nu-i poți să era plini pe pașa. Nu le-ați goale, domnule. Păi unde să le golesc? Am să-i pune doamnă ce zori pe acolo. Da, aș vrea să-i transmite domnului secretar și ar fi bine să știm și noi toți. Am mai venit cu propunerea aceasta și anii precedenți. Din partea școlii a fost la fel făcută o adresă către primărie anul trecut, dacă nu mă șer, sau acum 2 ani. S-a luat în considerare să se pună polițistul local la trecerea de pietoni la orele... E zicnit adresă, început treaba. Okay. Aș vrea să țină cont de ce vă zic. Pentru că, de exemplu, când s-a mai luat în considerare această adresă în anii precedenți, s-a luat în considerare cam o săptămână sau două și după aia s-a... Nu, acum o săptămână a fost legat în concediu, s-a luat legătura cu poliția. Distanța, sau cum se cheamă asta acum, că nu mai știu. Și din luni începe treaba, are adresă trimisă de școală, înaintată la el, o stat acolo... La 8 dimineața și la 12 ziua, nu se stă toată ziua la trecerea de tot. Nu, a, nu este, nu, este, adresă făcută, da, este adresă făcută de școală pentru perioada când începe școala și nu este... Când vine cu copii și când ies. Da, dacă mă spune, face o ordine interioară la școală, să, în timpul orilor, să nu mai iese copii, să-l închide porții. Nu e vorba. Da, vorba de mersul la școală. Da, bine, micro, nu îi lasă pe partea la școală. Nu e vorba de microbuz, e vorba de copiii care sunt, de exemplu, din Scorțeni, care vin pe jos. E vorba de... Da, deci la 8 dimineața și la 12, când scapă să fie... Este primită adresă, polițistul știe, domn primar o redirecționat-o către dumnealui și chiar acum, nu știu, era frecut acum vreo două săptămâni, că veni să țapă, trec mașini, curent, nu știu ce. Și-o zic, bă, dar e greu să vii, băi. Nu stă toată ziua acolo, stă un sfert de ori. Da, da, nu e problema, asta chiar e bine. La 12 e bine așa, da. Dar, nu, este acțiune este începută, domnul Cipri, să știți. Când o să se facă o delimitare, nu știu, a, deci benzi pe jos, cum s-a făcut la Florești. Da, ar fi bun și alea, pentru că circul coviteză pe centrul ăsta de doamnă. Mai am o întrebare, o solicitare a unor persoanelor părinți care sunt, nu știu, când a fost microbuzul ăla mai vechi, spunea că nu se poate deplasa microbuzul sus pe Dragomireasa, pentru că microbuzul este foarte rău, foarte stricat. Acum microbuzul nu s-ar putea deplasa să ia și copiii de sus, de pe Dragomireasa. Măcar numai dimineața. Nu știu, păi, când ar trebui, este, este un număr foarte mare de copii de acolo. Cam cel mai mare număr de copii de acolo, din Dividea. Măcar, nu știu, când ar trebui, că s-au motivat la timpul respectiv, când nu a mai fost solicitat din partea părinților, că microbuzul este foarte stricat, nu poate urca, nu... Acum microbuzul ăsta este nou, că de când drumul este foarte bine... Trebuie să-și organizeze timpul să ducă la copiii la școală.
Contează, stabilește programul. Nu mai știu, nu mai știu cât, dar și copiii au același drept ca fiecare copil care îl ia din stradă, de oriunde. Adică nu facem discriminare. Eu din capul satului, pe asfalt, și-l aduce microbuzul și din Dragomirea sau din drumul cel mai rău. Cel mai rău și așa, distanța cea mai mare cea mai din vizitor. Îl aduce când vine pe traseu, de la Grigoriene sau da, nu dar vreau să duce expres pentru el. Nu, 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 aici trebuie făcută părerea mea. Deci, o să vorbim și cu doamna directoare și să facă și lăsa un program. O programare cu elevii, cu primăria, cu șoferul. Microbuzul și șoferul e a primăriei, nu a doamnei directoare. Da, dar doamna directoare face oralul. Dar oralul face doamna directoare, nu fac eu. Cum ajungi copiii, cum ia, cum ridică, ia anunță pe copii. Sigur, sigur, sigur. Microbuzul se duce seara și nu știu, cred că rămâne la șofer acasă, nu? Da. Ei, el vine dimineața, îmi face gol și se duce, știu eu, la Grigoriene și după aceea se duce la Florești. Adică nu, ăsta nu știu, dar am trecut așa era. Și se vine aia și se ducea prima dată în Dragomirea, așa că s-o duc vreo săptămână. Dimineața la 7:10 sau așa ceva. Da. Dar de ce nu stă, dacă tot vine din zona ce stă și ia pe cei de la Florești, să nu mai fac un drum? Traseul este depinde cum intră sau ușor. Păi dar nu se poate modifica orarul? Doamna, s-o traseul, doamna, să nu ne putem să vrea peste școală noi. E chestia, știți cum e păi ultimul traseu care îl face, de ce rămâne acasă? Păi ultimul da, traseu care îl face, duce Florești. Da, da. Dimineața automat. Păi nu vine cu Florești. Nu vine cu Florești. Păi, păi și normal n-ar fi bine așa? Nu vine, dar de ce face nu? Asta nu putem noi să ne votăm. Nu vine cu Florești. Nu vine cu Florești. Asta e problema. Important de ținut la sus. Cum să duci în Florești până sus în Sârg, ar putea să urci și aici. Nu mai vine deodată. Domnul Pavlo, când mergeți la ședință la școală, probabil doamne de doamna. Coordonarea asta mai eficientă. Deci cu asta poate. Îți pare normal că... Dar nici la ședință cum o sunați, și o să rezolvă. Bine. Eu declar ședința închisă.